Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Sinaxarul zilei de 8 martie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Ierarh Teofilact, Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei. Sfântul Teofilact a ales viața monahală în momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Sfântul Tarasie îl va unge pe Teofilact, episcop în Nicomidia. El se va arăta celor din Nicomidia binefăcător al celor aflați în dureri, necazuri și nevoi. După moartea lui Tarasie, la conducerea Imperiului a venit iconoclastul Leon. Sfântul Teofilact i-a cerut împăratului să păstreze credința creștină nealterată, inclusiv cinstirea sfintelor icoane. Dar văzând că împăratul ne socotește adevărul, i-a poruncit: o, împărate, vei cădea cu cădere năpraznică și mare și nu vei găsi pe nimeni care să te scape de ea. Din cauza acestor cuvinte, Sfântul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun și alungat în exil, unde a petrecut timp de 30 de ani în cele mai mari lipsuri, necazuri și umilințe și unde, în cele din urmă, și-a dat sufletul în mâna Domnului. Moaștele sale au fost aduse în Nicomidia, în biserica zidită de el, în vremea împărătesei Teodora și a patriarhului Metodie. Tot astăzi facem pomenirea Sfântului Ierarh Pavel, Mărturisitorul, episcopul Plusiadei, cinstirea icoanei Maicii Domnului, a semnului, a rădăcinii din Kursk. În 1383, preotul Bogoliub, care trăia aproape și slujea în Paraclis, a fost capturat de către tătarii care invadaseră Rusia. Tătarii au incendiat Paraclisul și au rupt icoana în două bucăți și le-a aruncat pe lângă. Când preotul Bogoliub s-a întors din captivitate, a postit și s-a rugat îndelung ca să descopere icoana și, în final, a găsit cele două bucăți. A încercat să le pună împreună, iar ele s-au alăturat fără a lăsa o cusătură. Sfântul Apostol Ermi și sfinții mucenici Dion și Dometie sunt cei care sunt sărbătoriți în această zi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tuturor sărbătoriților zilei, le urez din toată inima, cu toată dragostea, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și prosperitate. Vă invit pe toți, cei care doriți, să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spre a primi notificări ori de câte ori voi posta ceva nou care v-ar putea fi de un real folos. Doamne ajută să aveți o zi așa cum vă doriți!